această zi, românii din toată țara și de pretutindeni își afirmă identitatea, se mândresc cu țara lor și spun întregii lumi că au fost și vor fi o națiune puternică și demnă. Pe 1 decembrie, românii celebrează trecutul și cinstesc memoria înaintașilor, se bucură împreună de prezent și românii au motive să fie mai încrezători. Mulțumim, doamne prefect Maria Buleandre, pentru cuvântul prezentat. Plutonul este instruit și comandat de către locotenent Nedea Cătălin, echipat în uniforma de ceremonie a ofițerilor din Armata României. Port drapelul tricolor și purtătorul steagului de identificare al batalionului 47 Comunicații și Informatică.
Stai! Înainte! Mări! Aplauze pentru acești militari deosebit de iscusiți.